Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine în platou se află domnul Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni. Despre spital am vorbit, mai am încă două chestiuni pe care vreau să le, cum am spus, să le ard înainte de a discuta despre investiții. Pentru că am urmărit derularea acestei investiții foarte așteptate de cetățeni, dar care investiția a iscat foarte multe discuții în plenul Consiliului Local. E vorba de baza de agrement Nada Florilor. Da, într-adevăr, la momentul primului mandat, 2012-2016, vedeți că o spun cu năduf, am avut foarte multe ședințe de Consiliul Local și discuții pe tema bazei de agrement, o investiție care s-a dovedit extrem de necesară pentru fălticeni, fălticeneni și zona fălticeni, cât și pentru zonă. Mă bucură faptul că chiar cei care s-au opus atunci, la momentul acela, acum sunt printre clienții bazei de agrement, vin... Dar erau virulenți în ședința de Consiliul Local. Știți cum trebuie cheii de mărgăritar, domnule. Uitați că ne trebuie și am făcut-o și mă bucur că am făcut-o tot pe bani europeni, un proiect de 3 milioane de euro, cu cofinanțare din partea primăriei municipiului Fălticeni. Am prins pentru că am fost foarte harnici și foarte insistenți. Știți, v-am spus și în debutul emisiunii și mă cunoașteți foarte bine, eu nu sunt nici omul să mă laud singur, dar nici nu sunt, cum să vă spun, un om care nu spun lucrurilor pe nume. Într-adevăr, am muncit foarte mult și eu și colegii din primărie la timpul respectiv. A fost o investiție care s-a finalizat într-un an de zile. Să construiești într-un an de zile, într-un teren plin de urzici și de noroi, o bază de agrement modernă cu 3 milioane de euro. Și când vorbim o lună de zile, vorbim din mai 2015 până în mai 2016, într-un an în care am avut și iarnă. Și iarna de obicei durează mult la Fălticeni, spune foarte multe lucruri, ca să nu mai vorbim că și acel proiect a fost în totalitate un proiect al recordurilor, pentru că a mers foarte bine, un proiect tehnic realizat în 11 zile, o cerere de finanțare semnată personal de mine în mașină în drum spre Piatra Neamț. Am semnat de la Fălticeni la Piatra Neamț la timpul respectiv 3.000 de pagini, pagină cu pagină, pe drumul de la Fălticeni la Piatra Neamț, pentru că am plecat la ora 2, trebuia să depunem proiectul până la ora 16, un proiect pe bani europeni care trebuia încărcat pe o platformă electronică. Da. Acolo nu poți, că vii tu un minut mai târziu sau mai devreme. Dacă nu îl depuneam la timp, pierdeam proiectul și am plecat la ora 2 fără 5 din Fălticeni. Am semnat 3.000 de pagini din Fălticeni până la Piatra Neamț, semnat și ștampilat pagină cu pagină. De am ajuns... De film, domnul. Sunt amintiri frumoase, credeți-mă. Da. La 15.40 eram la intrare în Piatra Neamț, am trecut de vreo două ori pe roșu, o spun cu toată sinceritatea, pentru că eram în mare criză de timp și am depus un proiect care s-a materializat într-o bază de agrement extrem de frumoasă, modernă, utilă, eficientă la Fălticeni, care atrage an de an zeci de mii de oameni. Adică eficientă și economic, da? Eficientă și economic, sunt încă 11 locuri de muncă, am dezvoltat o întreagă zonă în partea respectivă. E o activitate cu care ne, mândrim și pe care am promis-o din 2012. Amenajare și de alt... Era un segment de tineri în 2011, mă pregăteam pentru primul mandat de primar, îmi făceam campanie electorală și discutam. Erau, eu știu, tineri de 18, 19, 20, 21 de ani și le spuneam de baza de agrement. Credeți-mă, cu tot entuziasmul tinereții lor și cu tot entuziasmul tinereței mele, eram sceptici. Și eu știu, vedeam că e o zonă care era plină de gunoaie, de urziși, de mizerie, de noroi în locul respectiv. O zonă care ți era scârbă să mergi, efectiv. Pentru că nu mai era făcut, nici măcar nu era conservat ce a fost pe timpul lui Ceaușescu, când era o zonă de agrement modernă, cu hidrobiciclete, cu bărcuțe, cu spații amenajate, foarte frumoasă la timpul respectiv. Era într-o paragină totală, din păcate. Și când mă uitam și eu cum arată, cum se uitau și ei și discutam, dom'le, aici o să fie o bază de agrement modernă. Eu o spuneam cu toată convingerea, dar aveam așa un sentiment că dacă nu voi reuși să o fac, ei se uitau și mă credeau că eram și sunt credibil, pentru că spuneam din tot sufletul și sincer lucrul ăsta. Dar aveau și ei îndoiala. Uite că s-a putut, s-a realizat, s-a muncit foarte mult, am avut și noroc și șansă și cum vreți să-i spuneți, dar un proiect al recordurilor, în momentul în care l-am depus pe exercițiul financiar al Uniunii Europene 2007-2013, atenție, deci în 2013 aceste proiecte trebuiau să se închidă. Da. Noi în 2014 l-am început. Da. Și mă întrebau tot în Consiliul Local colegii de la PNL, că trebuie să-i spunem, domnule, ce nu a început mai devreme? Eu zic, dar eu nu am fost primar de când de acum. Deci nu ați început voi din 2007, pentru că în 2007 puteați să-l începeți. Au fost situații hilare. Astea sunt situații care acum sunt hilare, sunt frumoase, sunt amintiri frumoase, dar
La timpul respectiv lucrurile nu erau foarte așa, pentru că vedeai că ți-ți bați, tu veneai de la Piatra Neamț, plecai la Iași, veneai înapoi, veneai ședinții din Consiliul Local, se ridica câte unul și spunea, a, Doamne, dar nu ne trebuie nou, că trebuia făcut de mult. Și eu îi spuneam de acord că trebuia făcut de mult, dar trebuia făcut de voi când erați la putere. Nu-mi reproșați mie că eu mă apuc în 2014 de un proiect care voi trebuia să-l terminați în 2013 și care n-ați făcut absolut nimic. Nici măcar n-ați avut o idee. Și o mai spun acum că mai există discuții că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. Baza de agrement și cele 6 hectare din parcul bazei de agrement, în momentul când am intrat primar în 2012, nici măcar nu erau intabulate, nu era făcut cadastru. Nici măcar. Ele erau ale domeniului public al Fălticenului, dar nu exista nicio documentație foarte clară în ceea ce privește zona respectivă. Deci nici măcar nu erau intabulate. Și orice fălticenean de bună credință știe ce înseamnă intabularea pentru orice fel de suprafață de teren, dar minte după una extrem de importantă și de mare, sunt 6 hectare acolo. Chiar nimeni nu a avut intenția să-i facă un cadastru mic, să-l intabuleze, să fie acolo în inventar domeniului public, cu un număr cadastral și cu o suprafață, o hartă exactă și cu un număr de metri pătrați exact. Asta le-am început și le-am făcut noi. Da. Și ne bucurăm că am făcut lucrul ăsta și nu mai vreau să spun răutăți, pentru că sunt lucruri frumoase, mi le amintesc cu plăcere, pentru că sunt realizările noastre și, cum să vă spun, vă promit că vom continua tot la fel de eficient și de bine. Mm-hmm. Dar spuneți-mi, în zona respectivă, mai e loc de, și de alte idei și de alte construcții, ceva legat de agrement? În zona respectivă am construit și un parc de aventură, care s-a modernizat și în acest an. L-am făcut anul trecut, în 2018, un parc de aventură cu 5 trasee anul trecut. Am mai făcut încă 2 trasee în acest an, cu un sediu administrativ. Am igienizat tot ceea ce înseamnă acea zonă de parc. Avem multe alte proiecte pe care dorim să le implementăm în zona respectivă și cele mai multe sunt legate de luciu de apă. Din păcate, luciu de apă nu aparține domeniului public al municipiului Fălticeni. Iazul, orice fel de proiect pe care l-am făcut, ne-am oprit la mal, cum se spune. Nu ne-am înnecat la mal, dar ne-am oprit la mal. Pentru că luciu de apă, iazul, nu aparține domeniului public al municipiului Fălticeni. Am încercat și vom încerca și pe viitor să găsim o modalitate legală prin care să folosim, dacă nu intrăm în posesia, în proprietatea, în administrarea luciului de apă, că sunt probleme juridice foarte complicate acolo, cu proprietarii de teren de sub luci de apă, procese interminabile, cu cetățeni din Rădășeni, Moara, Bunești, Bosanci, așa mai departe. Sunt situații juridice care nu ne stau nouă în putere să le descălcim. Dar poate vom găsi pe viitor o modalitate măcar prin care să putem folosi în mod legal luciul de apă pentru amenajarea unor altor activități de agrement, pentru că avem într-adevăr o salbă de iazuri extrem de frumoasă, care poate fi utilizată și în scop turistic, recreativ, altfel încât să constituie o atracție în plus pentru municipiul Fălticeni. Eu am prins bărcile, hidrobicicletele pe iazul Șomuz. Am fost de nenumărate ori, țin minte că economiseam câte un bănuț, câte un leuț când eram mic ca să fac pentru biletul de hidrobicicletă de barcă. Erau lucruri extrem de frumoase și doresc aceste lucruri să se reîntâmple pentru că sunt necesarii la Fălticeni și din discuțiile pe care le am cu oamenii, mulți vor acest lucru. Și ne străduim și sunt sigur că vom găsi o soluție ca tot ceea ce înseamnă posibilitatea de a folosi pentru un proiect luciu de apă să-l realizăm. Da. Domnule primar, haideți să mai punctăm un eveniment care se va consuma la sfârșitul săptămânii, un eveniment tradițional pentru, nu numai pentru Fălticeni, și pentru județul Suceava sau această regiune. E vorba de Târgul Mărului. Târgul Mărului, un eveniment deja ajuns la o ediție avansată, un eveniment foarte frumos pentru că unul din brandurile municipiului Fălticeni este Mărul, Mărul de Fălticeni. Este o datorie și de onoare, și morală, și socială, și economică, dacă vreți, pe care fiecare OAT o are de a sprijini brandul localității respective. La noi, în Fălticeni, unul dintre ele este Mărul, poate cel mai important. Avem Târgul Mărului la sfârșitul săptămânii, sâmbătă și duminică la Fălticeni. Adresez invitația tuturor sucevenilor de a veni la Fălticeni sâmbătă și duminică. Sunt spectacole frumoase pregătite de municipalitate. Puteți vedea, gusta, cumpăra cele mai frumoase mere ecologice, naturale, cu un gust deosebit din Fălticeni și din zona Fălticeni. Producția de mere anul acesta, din ce am discutat cu pomicultorii, este bună, au mere de foarte bună calitate și vă invităm la Fălticeni să vă faceți cumpărăturile pentru iarnă, să ascultați spectacolele folclorice, să vedeți toate celelalte produse tradiționale pe care producătorii le-au pregătit.
să vedeți toate surprizele pe care municipalitatea le-a pregătit în zona centrală a municipiului Fălticeni. Acolo, tradițional, Târgu Mărului îl țineam pe esplanada de la ceas. Acolo este un șantier acum. Partea bună e că acest șantier se va încheia anul viitor, undeva în luna mai. O piață centrală a orașului, emblematică, finalizată la 1 mai 1985. De atunci sunt 34 de ani de când nu a avut parte de nicio modernizare, nicio reparație capitală. Sunt 34 de ani care au trecut peste Fălticeni, iar acea piață arăta foarte, foarte rău. Asta este realitatea. Partea bună, un proiect din nou al municipalității în care reabilităm și modernizăm integral piața de la ceas, dar Târgu Mărului va fi în acel spațiu între străzi, între faleză, alea pietonală, Bulevardul Revoluției, tot în zona centrală, tot acolo la ceas. Ne vom strânge puțin, ca să spun așa, dar în același timp vă vom putea oferi un spectacol deosebit în ceea ce privește Mărul de Fălticeni, lumea bună. Fălticinenii sunt oameni primitori, oameni ospitalieri, gazde bune, așa că nu ezitați, făceți-vă timp și în programul de această săptămână, dragi suceveni, sâmbătă și duminică, sau sâmbătă sau duminică, vă așteptăm cu drag la Fălticeni. Vor fi manifestări frumoase și vă asigur că nu veți regreta. Și de ce nu cumpărați mere de Fălticeni, pentru că sunt într-adevăr naturale, ecologice, gustoase, frumoase și în mod sigur proviziile de iarnă vor fi la înălțime odată cu achiziționarea acestor mere. Vorbeam de zona centrală a municipiului Fălticeni, zona de la ceas, și aici lucrurile au întârziat foarte mult. De acest proiect ne-am început în 2017. Am mai avut discuții cu fălticinenii, mulți mi-au reproșat pe un ton elegant, amabil, domnul primar, dar nu trebuie făcută și piața asta. Bineînțeles că trebuie făcută și bineînțeles că trebuia făcută mult mai demult. Dar încă o dată, vă spun cu toată sinceritatea, în 2017 ne-am apucat de realizarea proiectului tehnic. Atenție! 2017-2018, avize, autorizații, proiect, reconfigurarea proiectului, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a divizului general, reactualizarea divizului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, foarte multe etape care au trebuit să fie parcurse. Am scos de 3 ori la licitație, de-abia a 3-a oară am desemnat un constructor, astfel încât după un an 2017 în care am realizat proiectul, în 2018 în care am obținut avizele, un an 2019 în care am derulat cele 3 licitații, iată că am semnat în sfârșit în 2019 proiectul pentru modernizarea și reabilitarea zonei centrale, piața Nada Florilor a municipiului Fălticeni, iar anul viitor, în luna mai, piața centrală va fi finalizată și îi asigur pe fălticineni că știu proiectul, dau din casă acum, cum se spune, l-am văzut, este un proiect foarte, foarte frumos, cu foarte multe surprize care va da centrului municipiului Fălticeni o notă de eleganță, așa cum merită municipiul Fălticeni. Da. Da, mulțumim și pentru invitația pentru Târgul Mărului, domnului primar, să trecem la investiții. Da, pe fundurile europene mai întâi, cum ați descurcat în această... Da. Acest an, am vorbit de cele 3 proiecte cu finanțare europeană care sunt în implementare. Da. Cantina Colegiului Național Nicu Gane, în care mâine semnăm contractul cantina de execuție. Cantina școlară. Semnăm contractul de execuție, reabilitare pe fonduri europene, pe axa 13 POR, program operațional regional, îmbunătățirea și creșterea eficienței energetice. Apoi vorbim de internatul Colegiului Tehnic Mihai Băcescu, care până la sfârșitul anului, ne asigură constructorul, va fi finalizat, cu toate că termenul este undeva aprilie anul viitor. Constructorul ne-a asigurat, chiar astăzi am avut o discuție împreună cu administratorul public al municipiului Fălticeni, domnul Silviu Rusu, am avut o discuție de progres, o ședință de progres, în care ne-au spus că până la sfârșitul anului vor să iasă de acolo, adică vor să închidă lucrarea. La fel, o investiție 2,6 milioane de lei, 26 de miliarde, bani europeni, 2% contribuția municipiului Fălticeni, restul bani de la Uniunea Europeană. Școala gimnazială numărul 6, Ioan Ciurea, 40 de miliarde, se lucrează, puțin mai greu acolo pentru că este sub trafic, ca să spun așa, se și învață, sunt anumite deranjuri, îmi cer scuze față de copii, de părinți, de colegii profesori, de bunici, dar este o investiție care trebuie finalizată în primăvara anului viitor, 40 de miliarde care vor schimba radical școala gimnazială numărul 6, Ioan Ciurea, acoperiș, termosistem exterior, întâmplărie exterioară, interioară înlocuită, compartimentări interioare, egresie, faianță, grupuri sanitare, schimbarea instalației termice, schimbarea instalației electrice. Sunt lucrări absolut necesare care se vor face. Vom avea
puțin disconfort, o categorie de clase trebuie să învețe după amiază. E vorba doar de acest an, strângem din dinți cu toți, astfel încât de anul viitor, anul școlar viitor, vom avea cea mai modernă și cea mai nouă școală din municipiul Fălticeni. Eu zic că merită efortul, îmi cer scuze pentru deranj. Asta este, trebuie să mergem înainte și să o facem în condițiile pe care le avem. Mulțumesc și domnului director Marius Pintili, directorul școlii gimnazial numărul 6, care este un partener extrem de eficient și de nădejde în derularea acestui proiect, pentru că împreună încercăm să găsim soluțiile, să facem și școală de calitate, să facem și școala de calitate. Pentru că nu avem ce face, trebuie să le facem pe amândouă. Celelalte proiecte europene, un proiect integrat de 1 milion de euro, depus încă de anul trecut la ADR Nord-Est Piatra Neamț, Agenția de Dezvoltare Regională, un proiect cu 3 subproiecte. E vorba de parcul din spatele Muzeului de Artă Ion Irimescu, parcul Prefecturii, parcul 23, cum îl știu fălticinenii și mai tineri și mai puțin tineri. Acel parc va fi reabilitat și modernizat complet, tot ceea ce înseamnă alei, mobilier stradal, construirea unui foișor pe amplasamentul celui verde de lemn vechi, că îl știm cu toții, o fântână arteziană, un loc de joacă pentru copii modern și un loc de joacă pentru adulți, pentru că sunt chestiuni europene și vrem ca și Fălticenul să fie un oraș european. Apoi, tot în acest proiect, vorbim de reabilitarea corpului B de la Muzeul de Artă Ion Irimescu, reabilitarea integrală și de reabilitarea și modernizarea casei memoriale Miguel Sadoveanu de pe strada Ion Creangă. Un proiect de 1 milion de euro care le cuprinde pe toate cele 3 pe care vi le-am spus. Un proiect depus încă din 2018. Suntem optimiști că vom fi chemați cât de curând să semnăm contractul de finanțare și să dăm drumul la licitația pentru achiziția constructorului a execuției lucrărilor. Apoi vorbim de o grădiniță nouă pe care o construim tot pe bani europeni, o grădiniță pe strada Ion Dragoslav, în spatele localului de pe Ion Dragoslav al școlii gimnaziale numărul 3 și acolo proiectul este finalizat, depus, inclusiv autorizația de construcție este emisă, o grădiniță de tot la fel de 1 milion de euro, ne învârtim în jur la valoarea asta, nu e nimic, cum să vă spun, premeditat, dar da, sunt lucruri bune care se întâmplă la Fălticeni. 1 milion de euro, tot bani europeni, tot 2% cofinanțare, o grădiniță cu 6 grupe, moderne, noi, cu loc de joacă interior, loc de joacă exterior, cu grupuri sanitare pentru fiecare grupă, cu vestiar pentru fiecare grupă, cu sală pentru evenimente, nu știu, ziua grădiniței, Moș Crăciun, teatru, sărbători și ce mai e acolo, un proiect foarte frumos pe strada Ion Dragoslav. Așteptăm să semnăm contractul de finanțare cu ADR, să dăm drumul la licitație și, de ce nu, cât mai repede la execuție. Acolo gândurile sunt mai ample pe viitor, pentru că sunt 2 grădinițe, Lizuca și Voinicelu, pe strada Ion Dragoslav și pe strada Ștefan cel Mare, intersecție cu 1 mai. Fiecare are câte 3 grupe, ele sunt la distanță foarte mică una de alta, aproximativ 200 de metri. Ambele grădinițe le vom comasa în grădinița nouă. 3 grupe de la Lizuca, 3 grupe de la Voinicelu vor învăța în cele 6 grupe noi de la grădinița de pe Dragoslav. Practic, la Voinicelu doar traversează strada, pentru că e la distanță de, știu, 20 de metri. Cei care sunt intersecția Ștefan cel Mare, Ion Creang, 1 mai, vor veni la grădinița nouă, începând, sper eu, cu anul școlar 2021-2022. Că la anul de abia ne apucăm de licitații de toate celelalte, care licitații în România durează de la 3-4 luni minim în sus. Au durat și un an și doi și sunt colegi primari care din păcate în această zonă nu s-a rezolvat nimic, domnule. Lucrurile sunt într-o direcție mai bună, să știți. Bine, într-adevăr. Eu am prins și vremuri în care lucrurile erau mult mai complicate, în care aveam licitații care durau 2 ani, un an și jumătate. Și asta în condițiile în care în România este... E nevoie de investiție, e nevoie de construcție, de muncit, de ridicat, de construit. Poate și datorită faptului că România acum este plină de șantiere, e o realitate. În fiecare sat, în fiecare comună, mai mare sau mai mică, este cel puțin un proiect cu finanțare europeană sau guvernamentală. Da. Ba că e vorba de PNDL, ba că e vorba de AFIR, de PNDR, de fonduri guvernamentale de altă natură, de proiecte europene pe diferite axe. Fiecare comună, fiecare sat, fiecare oraș, municipiu are cel puțin 1-2 proiecte. Noi la Fălticeni avem 3 pe bani europeni, 4 dacă punem apă și canal, 3 pe PNDL, deodată sunt 7, la care se adaugă cele propuse pentru finanțare încă 3, sunt 10 proiecte doar pe și cu 11 pe Fondul Suveran de Investiții, 11 proiecte mari în Fălticeni. Și când zic 11 proiecte mari, vorbesc de proiecte peste 2,5 milioane de lei, peste 25 de miliarde. Doar cu fonduri externe.
Deci vorbim de 11 proiecte doar cu fonduri din afara bugetului local al municipiului Fălticeni. Vă dați seama câte firme există ca să poată să ducă aceste proiecte. Asta e realitatea, da. Nu mai sunt atâtea firme. Da. Erau vremuri când în județul Suceava erau 5 proiecte, 10 mari. Da. Acum, cred că v-am spus, am 11 doar la Fălticeni. Sunt 11 cu finanțare externă. Nu mai vorbesc de proiectele mai micuți cu fonduri de la bugetul local. Gândiți-vă Gura Umorului ce mai are, Câmpul Lungu, gândiți-vă Răduți, iarăși. Da. Și am văzut, nu vreau să fac foarte multă politică, emisiunea administrativă, dar am văzut la Bucovina TV, l-am văzut pe domnul președinte Flutur și m-a revoltat foarte tare remarca asta, că dezvoltăm județul Suceava fără sprijinul PSD-ului. Pe mine nu mă interesează patru ani politică, dar eu spun cu toată sinceritatea, este o mare minciună. O mare minciună. PSD-ul a investit foarte mult în județul Suceava. Sunt primării liberale care au proiecte foarte multe pe PNDL, de bani mulți. Și sunt supărați colegii de la PSD că cei de la PNL au proiecte mai mari date de guvernul PSD. Ca să spun așa, un domn care face politică, lider județean de partid, acum era pe o zonă neutră. Și a demonstrat. De fapt, el, cum am spus și doamnei prefect, el de fapt a băgat bățul prin gard spre PSD. Și a arătat niște cifre. Primarii PNL au primit fonduri guvernamentale, să zicem, în valoare de 30 de milioane. Da. Da? Iar primarii PSD au primit în valoare de 21 de milioane de lei. Păi, asta vreau deci, ca să spunem așa, bine, plecat din rândurile noastre, acum el cumva ar fi neutru. Încerca să facă în balanță, nu, dar vreau și să fiu zgâre. Sincer și corect. Eu nu vreau nici să aduc acuze, nici să vorbesc de rău pe absolut nimeni. Vreau să spun un lucru cu sinceritate și cu corectitudine. Și oricine e liber să mă contrazică dacă se poate. Sunt foarte multe primării PNL, poate mai multe decât primării PNL, PSD, care au primit de la guvernul PSD fonduri importante pe proiecte guvernamentale. Și Vatra Dornei s-a deblocat. Da, PNDL-ul este un proiect rău. Păi atunci de ce, nu știu, 50 de comune și orașe și municipii din județul Suceava, PNL, derulează proiecte prin PNDL, un program hulit de PNL, făcut de PSD. Da. Spuneți-mi de ce. Da, de ce, nu știu, cele PNDL-urile la drumuri, da? L-am văzut pe domnul Futur, spunea, dezvoltăm drumul județean Mălini-Slatina-Găinești. Este un proiect PNDL al guvernului PSD, e o realitate. Dezvoltăm zona Mălini-Văleni-Borca. Program PNDL aprobat și finanțat de guvernul PSD. La Boroaia Giulești, la Vulturești Liteni. Și sunt foarte multe alte care mi scapă, pentru că eu încerc să mă concentrez pe municipiul Fălticeni, dar le văd, le știu, am discuții cu primarii. Haideți să fim corecți. Știți cum e? Corecți, dar și domnul Flutur are anumite, cum să spun, supărări, pentru că nu a fost aprobate anumite proiecte legate de solicitări, ca să nu spun proiecte, că nu era. I s-a dat și lui. Corect. E posibil să fie și lucrul ăsta. Sala Unirii. Unde nu sunt lucrurile aprobate. Nu li neg. Deci, departe de mine, gândul să spun, nu, domnule, nu are dreptate. Nu neg. Poate are supărări. Poate sunt întemeiate. Este foarte posibil. Dar unde nu sunt? Păi hai să le spunem, nu? Da. Unde e corect, e corect. Și la bine și la rău. Nu s-a aprobat Consiliul Județean ceva Sala Unirii. Nu știu amănunte. Mi-a spus-o. Noi asta mă uită și prin presă. Foarte rău. De acord. Nu s-a aprobat la vamă. Foarte rău, de acord. Dar ălea care s-au aprobat, păi hai să le spunem, nu? Bine, păi nu s-a aprobat nimic. Domnul primar, nu s-a aprobat destul. Le-ați punctat. Spunem, nu s-a aprobat destul. Nu s-a aprobat totul, de acord. Au trecut vreo 6 luni, 7 luni de când ne-am întâlnit în acest studio și ați simțit nevoia să punctați. Nu, dar vreau să spun lucrul ăsta, pentru că urmăresc Bucovina TV și am văzut și m-a intrigat titlul, pentru că nu este adevărat. Și ambulatorul de astăzi din Suceava, care s-a inaugurat. Fondurile, într-adevăr, au fost din fonduri europene, din fonduri la Consiliul Județean, de la Primăria Suceava, dar să nu uităm că ministrul PSD al Sănătății, Sorina Pintea, a inițiat un proiect cu finanțare europeană prin care s-au returnat Spitalul Județean niște fonduri foarte importante. Nu știu, domnul manager Râmbu știe mult mai bine decât mine, că e mult mai bine, cel mai bine. Eu nu le știu decât din presă, eu știu ce am primit la Fălticeni. Dar eu la Fălticeni am primit 10 miliarde din bani pe un proiect european făcut de Ministerul Sănătății, condus de Sorina Pintea. Același lucru s-a întâmplat și la ambulatorul Suceava. Și am văzut azi în presă, fotografia arată minunat. Da. Extraordinar. O clădire sanitară, spitalicească, extraordinară. Felicitări sincere domnului Râmbu. Nu e puțin spus manager de succes. Cred că unul din cel mai de succes manager de spital din România. Merită să fie ministru acum. Un pic divagăm. Nu ține de mine, dar dacă ar ține de mine, cu drag.
cu drag. Da. Și nu neapărat doar din punct de vedere sentimental, emoțional, că e sucevean și că e de-a nostru. Datorită faptului că a demonstrat că este un manager desăvârșit în ceea ce privește conducerea unei unități medicale mari, cu multe probleme, pentru că n-ai cum să n-ai probleme la complexe, la un mastodont cum e Spitalul Județean Suceava. A demonstrat, dar încă o dată repet, fondurile într-o anumită măsură. Sunt și de la guvernul ăsta PSD, așa că hai să nu-l hulim de tot. Da. Fiecare are câte un merit și eu sunt de acord să recunosc meritul tuturor. Fiecare a contribuit foarte bine, dar nu odată și guvernul PSD, dar ăla e vinovat. Adică dai și ești rău. Asta nu-i corect. Și haideți să fim corecți. Felicitări tuturor celor care au muncit, felicitări domnului Râmbu, domnului Flutur, domnului Lungu, felicitări și doamnei Sorina Pintea, ministru PSD în guvernul PSD, a sănătății, care a sprijinit și ea. Felicitări tuturor și cu toată sinceritatea, bravo, un lucru extraordinar de frumos și extraordinar de util și de necesar. Felicitări. Este o unitate spitalicească, județeană, care, așa cum a spus și domnul președinte, merităm să fim, să devenim chiar o unitate spitalicească regională. Mă rog, sunt chestiuni care ne depășesc într-un anumit fel. Revenind la fonduri europene, în ultima parte o să vorbim, o să vedem care a fost relația cu guvernul, să vedem dacă a fost ok. Ce ar mai fi la fonduri europene de precizat? Proiectul acesta care vorbeam cu, cu iluminatul public, un proiect la care țin foarte mult, la fel un proiect început de-abia în 2018, până în 2018, primăria Fălticeni nu a fost proprietarul rețelelor de iluminat public. Am avut și noi o problemă de genul ne-am chinuit, cetățean, trebuie să înțeleagă faptul că voință există, dar de multe ori lucrurile nu se întâmplă atât de repede și atât de bine pe cum ne-am dorit noi. Trei ani de zile, trei ani și jumătate a durat până am reușit să cumpărăm, primăria municipiului Fălticeni, să cumpărăm rețeaua de iluminat public de la E.ON, Enel, Delgaz și cum s-au mai chemat de-a lungul timpului. Noi am început să chemau într-un fel, când am terminat să chemau altfel. În Suceava, știți ce s-a întâmplat? Până n-au căzut vreo 2-3 stâlpi și unul chiar la biserica Sfântul Dumitru, în centru, pe lângă o mașină și peste gardul bisericii. Până atunci nu s-a putut. S-au făcut efort. Ei, când zic, domnule, ori investiți, ori ne dați nouă. Și, într-adevăr, a fost răscumpărată, ca să spun. Da, noi am răscumpărat-o. N-am vândut-o noi sau n-am vândut-o eu. Asta au fost... Au vândut-o alții sau au dat alții. Nu mai discutăm de ce a fost. Ei, știm foarte bine că erau niște solicitări în perioada de preaderare. Noi am răscumpărat-o. Primăria Municipiului Fălticeni din 2018, din aprilie, este proprietara sistemului NATO. Acum puteți investi. La două luni de zile după ce am achiziționat sistemul de iluminat public, l-am inclus în domeniul public al municipiului Fălticeni conform legii, prin hotărârea Consiliului Local, am și demarat proiectul pentru extinderea, modernizarea și reabilitarea iluminatului public în rețelele de iluminat public în municipiul Fălticeni. Un proiect mare, un proiect de aproape 4 milioane de euro, bani europeni, cu cofinanțare din partea primăriei municipiului Fălticeni de doar 2% din nou, 98% din fonduri vin din bani europeni. Ne dorim să avem un iluminat public modern în Fălticeni, pentru că, din păcate, la momentul la care discutăm, avariile sunt din ce în ce mai dese, din ce în ce mai grave, din ce în ce mai greu de rezolvat și din ce în ce mai costisitor de rezolvat, pentru că este o rețea foarte veche, de multe ori nici nu mai e ce repara la ea, pentru că sunt cabluri de 40-50 de ani, nu mai corespund tehnic, sunt uzate clar, fizic, da, moral. Iar acest proiect va rezolva încă o problemă foarte importantă a Fălticenului, iluminatul public, care, repet, la momentul la care discutăm și fălticinenii, văd eu în fiecare seară, merg cu directorul tehnic, cu electricienii pe traseu, sard becuri, cad tronsoane întregi. Este varianta asta cu LED-urile, foarte eficientă. Proiectul este pe LED, proiectul pe care îl propunem cu bani europeni, cu becuri pe LED, cu toate instalațiile noi, de durată, cu semne, cu toate noi. E un proiect frumos pe care ne dorim să-l implementăm cât mai repede, pentru că este absolut necesar. Da. Mai luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.